Valentina, tânăra în vârstă de 28 de ani din Galați, victima incendiului din clubul Colectiv în seara de vineri, a fost condusă pe ultimul drum alături de familie și prieteni. Ceremonia de înmormântare a început la ora 13, cortegiul fiind format în coloană, fiind însoțit și de mașina poliției. Pe tot traseul până la biserică, drumul a fost dirijat în câte un punct de un echipaj al poliției. Înmormântarea a avut loc la cimitirul Sfântul Lazar. În semn de solidaritate, președintele Klaus Iohannis a trimis o coroană de flori și sincere condoleanțe familiilor îndurerate. Vinovați să plătească. Au murit nevinovați. Păcat. Ne ducem acum la Brăila, unde nenorocirea și mai mare. Aici a rămas o soră, acolo-i copilul unic. Copilul unic. Dumnezeu să ierte și pe noi toți și să ne învețe să respectăm mai mult viața. Ca și părinți, ca și copii, ca și tineri. Apără, Doamne, tinerii, țara și România. Dumnezeu să o odihnească în pace.